Instanța judecată dispune. Se respinge măsurile procurorului Balan Eugen privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv în privința inculpatului Gascheviș Grigore și anularea măsurii de reprimare, eliberare provizorii sub control judiciar. Se admit cererea avocatului Tabarce Iurie privind revocarea măsurii preventive, arestul preventiv în privința inculpatului Gascheviș Grigore. Se revocă măsura preventivă, arestul preventiv în privința inculpatului Gascheviș Grigore, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată. Încheierea cu drept de recurs la curte de apel Chișinău în timp de 3 zile, prin intermediul judecătorii Buicani, Muncii Chișinău. Președinte, ședință, semnătură.